Tragedie la Arad. Două tinere de 24, respectiv 26 de ani, au murit după ce mașina în care se aflau a căzut într-un lac. Fetele se aflau în autoturism cu doi bărbați, care au reușit să scape. Ele au fost recuperate din apă după jumătate de oră, dar în ciuda manevrelor de resuscitare, nu au mai putut fi salvate. Decesul a fost declarat la spital. Cele două fete care se aflau în mașina de lux ce a ajuns în lacul Ghioroc au fost scoase de scafandri. Ele au fost resuscitate timp de 45 de minute, iar apoi medicii au decis să se continue manevrele de salvare în drum spre spital. Nimic nu s-a mai putut face însă pentru cele două tinere. Din primele cercetări, se pare că șoferița a pierdut controlul mașinii, care a plonjat 15 metri și a ajuns în lac. Fetele se aflau pe locurile din față, iar băieții care au reușit să se salveze stăteau în spate. Ce s-a întâmplat? Nu știu, m-am trezit, trăgeam aer, dădeam din mâini, am prins aer afară din mașină. Dar ce, a derapat? Nu știu, ce te explici că s-a întâmplat? În momentul ăsta nu știu să te explic. Autoritățile continuă cercetările în acest caz.